Bun venit la un nou curs de creație cu Burza Creativă. Cum face de data aceasta un roboțel? Dar nu orice fel de roboțel, roboțel din viitor. Bun, vom avea nevoie de următoarele materiale. Un carton format A4, ce culoare vreți voi, două monezi, două bucăți de polistiren, două dreptunghiuri de saniol, LED-uri pentru gură, patru paste spiralate pentru mâini, două paste spirate mai mari pentru picioare, o pastă de talii pentru gât, două paste pentru pantofi, sârmă, băzi de frigărui, foarfecă și lipici. Bun, să începem. Avem acest carton și va trebui să folosim staniolul acesta, da, ca să facem corpul. Puteți să înlocuiți polistirenul cu două cutuțe de la chibrite. Sunt cam aceeași dimensiune. Și vom desena mai întâi orașul viitorului. Eu m-am gândit așa că ar trebui să fie blocurile alte forme, mai interesante, ferestele pot fi tot la fel alte forme, pot fi și înclinate. Nu trebuie să se încadreze neapărat într-o simetrie sau toate să fie de aceeași dimensiune. Vom desena și ferestrele, diferite culori. Becurile care luminează camerele din interior pot fi de toate culorile. Așa că ferestrele putem să le colorăm în câte culori vreți voi. Cam așa mi l-am închipuit eu, orașul viitorului. Puteți să desenați și mașinuțe care să zboare pe sus. Bun, și vom lipi mai întâi căpșorul și corpul. Avem pasta aceasta mică pentru gât, care o să o lipim ca să susțină capul. Aceste două paste spiralate, care sunt mai mărișoare pentru picioare, pe care le-am spreiat eu înainte cu un spray argintiu. Vom lipi aceste piciorușe, care sunt paste ghinochi. Lipim mânuțele. Bun, vom face acum antenuțele dintr-o sârmă. O să rulăm pe un băț de frigărui. Și cam așa arată. Sau puteți să folosiți de la un pix cu un arc cu, de la un pix, da? Și să-l puneți acolo. Acum ochișorii vor fi din două monezi. Vom pune LED-urile pentru guriță, care sunt din polipropilenă, din fâșie dintre aceea de, la care legăm florile cu ea. Cam așa arată. Așa e că drăguț? Dacă v-a plăcut, nu uitați să împărțiți și cu alții, da? Dați share mai departe și veți primi în fiecare săptămână câte un nou filmuleț. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pe curând!